Vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog după o pauză din nou destul de lungă, cred că de minim o lună. Pentru că, vai ce turie motoarele, cred că sunt vreo 50 de motoare, ia uite-l mă pe ăla într-o rată, bă, și nu pot să dau zoom până acolo. Ai, 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 ce turează. Da, e un grup aici, cred că de vreo 50 de motocicliști în zona asta, acum nu știu ce e azi, un festival sau ceva în partea, stângă în partea aia. În fine, probabil vedeți din titlu, așa că hai și voi acolo cu un like de la început, pentru că o să fac vloguri de acum dintr-o țară nouă. Mamă, cum se ridică, cum se duce. Hai cu crossul, bă, ce-l turuie. Ce-l turuie, tata ăla. Bun, m-am mutat din nou într-o altă țară. Vreau să-mi scrieți în comentarii în ce țară credeți că m-am mutat. Am plecat din Germania. Mamă, ce-i dă. Da, am GoPro și nu pot să dau zoom. Da, în fine. M-am mutat într-o altă țară, într-o nouă locație. Și vreau să-mi scrieți în comentarii, acum la început, să dați un like, să văd dacă ghicește cineva, pentru că nu cred că o să ghicească nimeni în ce țară m-am mutat. Am făcut câteva story-uri de pe aici, dar n-am spus niciodată unde mă aflu. Și astăzi m-am hotărât, după o lună și ceva de când sunt deja aici, să vă fac un filmuleț momentan și să vă zic că am schimbat țara, again, pentru că this is the life. Și bineînțeles, în primul și în primul rând, am schimbat țara pentru că job. Datorită muncii pe care o am în momentul de față, pentru că locul unde lucram înainte, în Germania, s-a terminat acolo, să zic așa, șantierul, efectiv, s-a terminat de lucru acolo, zona în care aveam. Și acum suntem într-o locație nouă, într-o țară nouă, într-un alt oraș, dar cu aceleași treburi. Adică fac în continuare tot ce făceam și înainte dincolo, ceea ce foarte mulți m-ați întrebat și niciodată nu v-am zis, așa că probabil în video ăsta o să vă zic și ca ce muncesc sau ca unde muncesc în principal și ceea ce fac. Bine, ce fac, nu o să vă arăt ce fac, nu sunt la lucru, dar ideea este că vă spun ce și cum. Și o să vă prezint și zona unde sunt aici, pentru că este o zonă superbă, ceea ce nu mă așteptam, adică la efectiv 200-300 de metri de cazare. Am coborât efectiv din scara blocului și merg 200 de metri și ajung într-un parc imens în care sunt încă 1, 2, 3, vreo 4-5 parcuri pentru a putea face sport, ceea ce nu mă așteptam, plus că avem Decathlonul la vreo câteva minute de mers pe jos, un mini mall cu Auchan și așa mai departe și locul de muncă este destul de aproape, la 10-15 minute cu mașina. Zona nu e una turistică, pot să vă zic cât se poate de sincer, rămâneți până la final ca să vă zic exact unde mă aflu. În schimb, mi se pare foarte fantastică locația asta aici, parcul ăsta al tinereții, un mini parc al tineretului. De ce zic asta? Pentru că aici e o grădiniță, dar pe lângă grădiniță, ceea ce îmi place mie e faptul că sunt două skateparcuri. Un parc de biciclete, unde te învață să mergi cu bicicleta efectiv și pe asfalt, pe șosea și cu semne de circulație. Sunt foarte mulți copii și tineri aici care merg cu bicicletele. Mai sunt niște parcuri cu dune dintre astea de pământ, dâmburi, în partea aceasta. O să mergem așa să vă arăt în mare parte. Două parcuri de calisthenics la 100 de metri unul de altul, ceea ce nu vine să cred, parcul de street workout. Aici e un skate park, în partea aia un alt skate park la 100 de metri unul de altul. Deci cum să fie două skate parkuri și două... Deci efectiv e genial, nu vine să cred. Și în continuare vreau să ghiciți țara, poate o să vă dați seama după limba pe care o vorbesc oamenii de aici. Dar oricum o să vă zic și eu. Deci e frumoasă grădinița asta. Probabil în momentul când o să întorc GoPro și o să fiu eu în spatele GoPro, o să se audă mai încet puțin, mai înfundat, pentru că microfonul e în partea din față. Pista aici de alergat, de mers cu, nu știu, de alergat în principal astea, pentru că e cu tartan. Și hai să vedeți băieții ăștia cât de mici și ce faine tricuri fac cu trotinetele. Niște copii care efectiv zboară. Zboară. Yep. Da.
Eram într-o zi aici și efectiv erau vreo 5 copii, că până în 10 ani, 7-8 ani. Băi, deci făceam niște tricuri și flipuri cu trotinetele, foarte mulți cu trotinete am observat, trotinete normală, nu trotinete electrică. Un mini skate park, că nu e foarte mare suprafața asta, dar e ideală. Eu mi-am cumpărat role. Încă din prima zi când am ajuns aici, m-am dus direct la Decathlon, mi-am luat role și mă plimb cu role aproximativ 20 de kilometri, nu ca aproximativ, 20 de kilometri, 20 și ceva, în fiecare zi după muncă, dar nu, de fapt, greșesc, nu în fiecare zi, că mă duc uneori la sală, o zi da, o zi nu, să zic că mă plimb cu rolele, sau după sală, dacă mai am timp, pentru că ziua s-a lungit și foarte frumos afară, nu mai e ca în Germania, nu mai e vremea aia mocorâtă, nu mai simt atât de deprimat, efectiv, deveneam deprimat de la vremea pe care o aveam acolo, oribilă, în continuu, numai ploi, 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 și ceață și urât, așa, umiditate în aer. Aici, din prima zi, s-a nimerit să fie cald, pentru că și în martie, la final de lună, nu, a mijlocul lunii martie și chiar acum, în aprilie, e foarte, foarte cald. Nu vine să cred. Opa, un copilaș. Da, aici este în partea dreaptă, adică cum se văd copiii ăștia că urcă. E un fel de teren unde te învață să mergi cu bicicleta cu MTB-ul, mare parte, să te dai pe drum denivelat cu bicicleta, ca și cum ar fi într-o zonă montană sau cu dealuri. Iar în fața aici este un magazin de biciclete, un cafe bike, ceva de genul, așa și scrie, și are amenajat pe jos piste unde tu te poți plimba și să înveți semnele de circulație. Mai exact pentru copii e treaba asta, amenajată, dar bineînțeles și unii oameni ar trebui să învețe, oameni care sunt majori sau au 40 de ani, 50 de ani și nu știu să circule corect cu bicicleta, ar trebui să învețe semnele de circulație, pentru că ar trebui să se dea permis și pentru lucrul acesta. Mai sunt copii care se joacă fotbal aici, să zic. Dar e foarte faină treaba asta, pentru că are, efectiv, are stop, sensul giratoriu să-l înveți, cedează trecerea, toate semnele de circulație pe care le găsești efectiv pe drum, care e normală treaba asta. Magazinul de biciclete care e și cu service în partea aceea, ceea ce mă bate gândul să ne aduc o bicicletă sau să-mi cumpăr alta nouă și voi face lucrul acesta. Deja colegii acum se duc cu bicicletele și imediat după ce o să termin filmarea asta o să merg cu trotineta electrică, pentru că eu mi-am adus aici și una dintre trotinete și cu Răzvan și mai mult. Ne-am adus trotinete, ne-am adus biciclete, adică după muncă avem cât de cât timp, în fiecare zi dacă vrem, să mergem la sală, să ne plimbăm sau să facem ceva sport. Și aici poți face sport. Deci e zona superbă. Hai să mergem în skateparkul ăsta, care este cu dealuri, niște dâmburi așa cimentate și să vedeți de la mic la mare, mai ales copiii, cum se dau pe ele. Opa! Mamă, cum sar ăștia. Deci sunt așa de mici și... Da, super rar. Da, deci e superb. Locația în care am avut norocul să avem cazarea este genială. Este genială. V-am zis, blocul meu este în partea aia acolo. Nu se vede de pom. E o zonă de tineret aici. Sunt foarte mulți studenți și tineri am observat cazați la blocul unde suntem noi aici. Și zona e faină. Ideea e că suntem la periferia orașului, care e un oraș măricel, să zicem. Măricel, nu foarte mare, dar e măricel. Și îmi place foarte tare locația. O să mergem către skateparkuri, să vă arăt. Nu către skateparkuri, că am trecut. Uite, acum trecem pe partea asta altă. Street Workout Park. Și mi se pare fantastic. Adică pentru mine, când am văzut în prima zi asta, efectiv mi-a dat așa energie și am zis, nici nu mă mai interesează că am venit efectiv să muncesc, pentru că na. După care îmi doresc să ies afară, să văd, să, știi, parcă muncesc mai fericit într-un fel, știi? Adică, nu știu, eu cel puțin așa mă simt cu gândul că pot să fac și să văd altceva aici.
Să trecem acum printr-un părculeț de joacă pentru copii. În față se vede parcul, care e ocupat acum de niște copii mai mici. Azi e puțin înnorat, a și plouat zile trecute, vreo două zile așa, dar din prima zi, de când am venit, a fost senin și soare. Și chiar au fost vreo 2-3 săptămâni numai cu 25-30 de grade, extrem de cald în aprilie. În aprilie prea cald, mult, mult prea cald. A fost frumos. Acum eu sunt în pantalon scurt și am un hanorac și iar turul la motorul. Hai să vă arăt unul dintre cele două parcuri de street workout calisthenics. Deci avem efectiv aici, am tot ce vreau. Deci am absolut tot ce vreau. Paralele înalte, paralele joase, bară tot felul, combinații, scară, inele în partea aia. Inele, în partea asta e o treabă foarte interesantă, mare, nu știu exact ce este, dar arată bine. Băncuță, mai sunt acolo niște, nu știu ce sunt alea, ceva pentru făcut, pentru improvizat sărituri, să zicem. Iar în partea asta este un cauciuc foarte mare, cu care, bineînțeles, poți lucra picioare. Poți lucra picioare și toată partea superioară a corpului, bineînțeles, nu doar picioare, pentru că cei care practică sportul în aer liber știu la ce folosește și cum se împinge un astfel. Aici avem inelele care mi se par fantastice și cred că o să fac și acum o demonstrație, să zicem așa, dacă o să reușesc să aș pune undeva GoPro-ul rapid și să încerc să dau o treabă. Hai să vedem dacă reușesc, să nu mai opresc filmarea. Așa, spontan. Opa. Ok. Nu știu ce s-a văzut, focusul. Ok, bun. Hai să ne plimbăm către cel de-al doilea part de street workout, care e la 100 de metri maxim. Dar acolo n-am intrat, pentru că nu știu de ce, e o școală. Și cred că e privat sau ceva, nu știu, sau nu știu pe unde să intru. Deci ar fi blocul ăsta în față. Aici se merge cu bicicletele, e o pistă așa, nu neapărat închisă, dar nu prea circulă foarte multe mașini decât cei care sunt de aici. Dar mi se pare fantastic, deci îmi place maxim. Nu știu dacă v-ați dat seama până acum unde sunt, pentru că poate ați văzut acum la mașină, dar nu cred. O să vă arăt un număr de mașină și scrieți voi țara în care sunt. Ighe? Cred că vă dați seama. Mă aflu într-o țară vecină. La vecinii noștri mă aflu. Și mi se pare fantastic. Nu știu. E frumos faptul că am găsit, poate au și ca noi, sunt sigur că sunt orașe și zone. Dar fiți atenți la parcul ăsta, altul care este după gard. Mai aici am un par de calisthenics. Destul de drăguț. Dar cred că e o școală și cred, nu sunt sigur dacă ai voie sau nu, că nu prea văd pe nimeni acolo. Da. Cam asta e, cred că, în mare parte zona de aici.
ce voiam să vă prezint în video ăsta. Așadar, mă aflu în Ungaria. Și gata cu Germania. Am stat acolo vreo 4 luni. 4 luni fix. Acum deja de o lună și ceva sunt aici. Pentru cât timp nu știu, nedeterminat. Sănătoși să fim. Unde muncesc? Muncesc în industria automobilelor. Unii cred că și-au dat seama din Germania că postasem, nu știu ce postasem. Nu, vorbisem eu într-un vlog de acolo că mă aflu în Bremen și lucrez ceva legat de mașini și nu știu cum și-a dat seama cineva că lucrez la Mercedes. Mai exact, în industria automobilelor la Mercedes. Unde, mamă, ce frumos este acum cum se vede în față soarele. Foarte fain. Și ninge afară. Cade puful de la plopi. E verde, totul e verde, atât de frumos. Foarte fain. Da. Așadar, lucrez în industria automobilelor, mai exact la fabrica de mașini Mercedes. Nu vă zic și orașul, deși, nu știu, poate unul o să ghicească, poate nu. Dar nu e un oraș foarte mare, dar nici mic. Nu știu, să zicem, cred că de mărimea, nici nu știu cu ce să-l compar. Focșani sau mai mare, poate, cred, ceva de genul. Nu e cât Galați în niciun caz, Galați mare. Bine, nici n-am avut timp să merg foarte mult prin centru. De obicei ies cu rolele, mă plimb foarte mult cu rolele. Sau cu trotineta electrică și o să facem și video de prin oraș cu trotineta electrică. Nu, cam asta ar fi. Ca ce lucrez acolo, o să vă întrebați, că m-ați mai întrebat de fapt și nu v-am răspuns. Nu că aș avea ceva de ascuns, dar a zis că dacă o fi să vă zic, poate vă zic la momentul potrivit. Ca mecanic de roboți sau ca... depinde, iau cineva cu... Vlogo, vlogo! Power! Da, nu înțeleg absolut nimic din ce vorbesc, dar am auzit cuvântul vlog și se uita la mine copiii. Și ideea este că asta am zis, să lucrez ca mecanic de roboți și montăm roboți cum ar veni. Plus că eu mai am pe lângă, fac și ca stivuitorist, adică lucrez pe stivuitor pentru că am făcut un curs special de stivuitorist și na. Cei care știu cum se mănâncă treaba asta, mulți marfa dintr-o parte în alta și așa mai departe. Cum îți macaragii și alte meserii de genul acesta. De asta v-am zis încă de data trecută că neașteptat, deși nu am lucrat în domeniul ăsta înainte și domeniul meu e cu totul altul, necesitatea și nevoia uneori te face să-ți mai schimbi meseria la propriu. Dar uite că, sincer, îmi place, neașteptat, nu mă simt absolut deloc stresat la locul de muncă, mă simt foarte ok, colectivul e ok, locul de muncă e foarte ok, în mare parte lucrez cu români și nu doar români, suntem zeci de români, vorbim pe engleză, încerc să învăț poloneză, că sunt la fel zeci de polonezi, nemți, mai rup două, trei cuvinte principale, dar cam mai e, engleza e baza. Pentru că asta o știu la perfecție și na. Ce să vă mai zic? Cred că v-am răspuns la întrebările pe care le-am omis. N-am vrut să le răspund atunci, înainte. Așa că sper că sunteți mulțumiți acum. Eu sunt foarte mulțumit de faptul că mă duc foarte des acasă, v-am zis. Deci programul diferă. Nu știu fix întotdeauna când plec, dar e un program foarte ok, care v-am zis, îmi permite să am și zile libere, îmi permit seara să, mai ales că s-a lungit și e frumos afară, să fac sport, să fac ceea ce îmi place, să mai și filmez acum, sper, din ce în ce mai des. Deși puteam de o lună să filmez, dar n-am avut chef, am vrut să mă bucur și să, nu știu, să mai fac altceva. Că mă întrebați când mă mai duc acasă, destul de des. Când? Eu știu când mă voi duce acum data viitoare, dar nu vreau să zic niciodată, poate când mă voi duce sau când mă voi întoarce. Treaba asta sunt chestii personale. Dar mă duc des, nu știu, la câteva săptămâni sau, nu știu, maxim câteva săptămâni. Da, nu, cam asta ar fi vlogul. Eu sper că v-a plăcut ce am vorbit și v-am prezentat aici.
și v-am lăsat. Nu uitați să vă abonați, o să urmeze și de aici vloguri, sper eu, interesante, pentru că am foarte multe în plan. Așadar, sănătate și numai bine!